Salut, săgetători! Voi face citirea pentru luna nouă din Pești. Este o lună nouă pentru voi în casa a patra, o casă a familiei, a căminului, a trecutului, a relațiilor cu părintele de același sex, relației pe care o aveți cu o persoană, să zicem, cu partenerul de viață, dacă vorbim de cămin. Haideți să vedem ce spune tarotul ermetic pentru voi. Prințesa de bâte. Ei da, deci în tarotul ăsta avem. Aspectul pentru voi este în primul rând legat de o femeie mai tânără, cu ascendent zodie sau lună plină în berbec sau în leu. Vorbim de o femeie care își dorește noutăți, își dorește relații, călătorii. O femeie care muncește foarte mult, dar de multe ori munca ei este folosită și de ceilalți. Și am zice că voi, săgetătorii, vă doriți această șansă. Aveți aici nebunul și sunteți omul care vrea să-și ia o șansă. După o perioadă de stagnare, vă doriți această șansă, dar nu sunteți pregătiți pentru ea, nu știți ce vă așteaptă. Am putea spune că riscați foarte mult, aveți o tendință de aventură, o deschidere spre aventură, voi săgetătorii, și este specific, dar riscați foarte mult, sperați la bunăvoința cerului și atât. Nu vă asigurați de riscuri și riscurile, uitați-le, sunt 10 de spade, o viață grea, probleme de sănătate, probleme în viață cu ceilalți, dușmani pe care îi aveți. Este o viață într-adevăr foarte grea și acest lucru s-ar părea că îl riscați, riscați foarte mult. Să vedem ce spun și runele. Deci era căzută așa. Bun. Celelalte sunt neutre, nu pot fi citite, fiindcă n-au căzut cu fața în sus. Bun, haideți să vedem. Familia, blocaj și asta. Puține aspecte. S-ar părea că pentru voi familia este alături de voi. Vă susține, vă ajută pentru o situație benefică. Daruri, daruri sentimentale, daruri materiale, situații benefice, cu toate că aveți aici o situație înghețată în lipsa căldurii sufletești. Poate că ați avut o relație care de fapt nu v-a arătat decât că acea persoană nu vroia decât o aventură.
În același timp, această rună arată că voi nu ați fost mobilizat suficient sau nu ați fost în putere să vă protejați și ați riscat și ați pierdut ceva. Deci aici este mai mult o înșelare. Cineva a avut câștig asupra voastră, cu toate că respectivii care au avut acest câștig asupra voastră nu au fost corecți. Dar asta este. Voi ați fost mai slabi, nu ați putut să vă mobilizați în suficient pentru a face față și arată o pierdere. Această situație este înghețată. Nu puteți să schimbați nimic. În această situație vi se spune că chiar dacă este vorba de o afacere sau dacă este vorba de o iubire, care de fapt a fost decât o aventură, este bine să o înțelegeți ca atare, să acceptați situația și să pregătiți o schimbare, să vă pregătiți pentru o schimbare. Și iată că schimbarea îi vine din familie, din cămin. Și în primul rând acest darurile materiale, darurile sentimentale, o stare benefică pe care o găsiți în familie. Deci cam acesta ar fi aspectul pentru voi. Deci, sfatul pentru voi ar fi mare atenție la șansa pe care vă doriți, fiindcă această șansă presupune foarte multe riscuri. Riscurile s-ar putea să fie legate de o călătorie, de dorința să vă schimbați ceva la locul de muncă, să faceți un schimb de loc de muncă sau o relație nouă și v-ar aduce o viață cumplită, grea. Deci trebuie să fiți foarte prudenți în aceste schimbări, să le gândiți foarte bine și să nu începeți ceva nou fără să vă asigurați că sunteți pregătiți de ceea ce vreți să faceți și, în primul rând, sunteți capabili să țineți această situație sub control. Eu vă doresc numai bine. Și vă mulțumesc pentru timpul acordat.